Bună seara și bine v-am regăsit la Despre Filme. Continuăm seria noastră de interviuri cu o carieră. În această seară, alături de mine și de dumneavoastră, Gelu Nițu. Bună seara și mă bucur mult că sunteți aici. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc foarte mult. Prima noastră curiozitate, vrem să ne întoarcem în copilărie și vreau să știu care este filmul care v-a atras atenția, care v-a impresionat și care a creat în dumneavoastră emoția de a vă dori să fiți acolo, în ecran, parte din poveste. Da, bună întrebare. Dar ca să răspund la întrebarea asta, trebuie să fac o mică acoladă. Te rog să ai puțină răbdare. Deci, sigur. Am copilărit în cartierul Vitan. Chiar pe strada Vitan locuiam. Casa mea era chiar unde este acum Mall-ul. Mall-ul Vitan, acolo, da. 50 de metri stânga-dreapta, nu mai știu exact. Da, acolo era. Unde e Mall-ul, acolo era și casa mea. Acolo am trăit până la 12 ani. Copilărie fericită. Bun. Cel mai apropiat cinematograf de mine era în capătul străzii, către centru, cum ar veni, lângă Poșta Vitan. Lângă Poșta Vitan, în diagonală puțin, la câțiva metri, 5, 7, 10 metri, nu mai știu, era un cinematograf. Se numea cinematograful Lira. Mai pe stânga, pe calea Budești, era o grădină, o grădină cinematograf-grădină. Deci, la aceste două cinematografe, am văzut eu primele filme din viața mea. Distanța de la mine de acasă, din fața porții, până la cinematograf, până la Poșta Vitan, când eram copil, mi se părea destul de măricică. Pe vreme ce am înaintat în vârstă, distanța asta părea din ce în ce mai mică. Așa. Și casele la care la început mi se păreau foarte mari, pe măsură ce creșteam, mi se păreau că sunt din ce în ce mai mici. Noi am fost trei băieți acasă la mama și la tata, eu fiind prâslea. Filmul care m-a făcut să fac o analogie între viața mea de familie și ceea ce vedeam eu în film și m-a impresionat foarte tare, a fost un film care se numea Rocco și frații săi. Cu Alain Delon și Annie Girardot, pentru că și acolo erau niște frați și la mine în familie erau niște frați, așa cum am mai spus, mai mari. Sigur că problemele nu erau alea la mine în familie, Doamne ferește, Doamne ferește, dar faptul că acolo ăla se chema Rocco și frații săi, mi-a rămas în minte, adică tot timpul mă gândeam Gelu și frații săi. Ăsta a fost printre primele filme care mi-au rămas în memorie. Bine, sunt multe filme pe care le-am văzut la cele două cinematografe. Încet, încet am început să încapăt oarecare independență, sau mai bine spus, părinții au început să-mi acorde oarecare independență, în sensul că de unde la început mergeam numai de mânuță cu mama sau cu frații mei. Tata mergea mai rar cu noi la film, acum și cu frații. Ușor, ușor mi s-a permis să mă duc și singur. Și să alegeți filmele. Și să aleg, ascultam prin cartier ce filme s-au mai văzut, despre ce e vorba în filmul cu tare, nu știu ce. Și în funcție de ce auzeam, mă duceam sau nu să văd filmul respectiv. După 12 ani, m-am mutat de acolo, undeva pe calea Gheviței, după Podul Grant, a doua stație după Podul Grant, mai exact. Și deja începusem să judec lumea, cum se întâmplă cu adolescenții după 12, 13, 14 ani, încep să ia contact cu lumea din jur. Și în jurul meu erau așa, era cinematograful de la Favorit, cinematograful Favorit, acum mai e loc Viran, acolo s-a dărâmat, mai era înainte de el un cinematograf care se chema Dacia, care și acum, adică clădirea există și acum, e o paragină care nu înțeleg de ce este menținută, or fi niște planuri de afaceri acolo, dar nu le pricep, adică e o mizerie acolo, dar care ar trebui rasă de pe fața pământului și construi ceva ca lumea, bineînțeles. Dar cinematograful Dacia este acolo, asta înspre oraș. În partea cealaltă, către Piața Chibrit, chiar la Piața Chibrit exista cinematograful, dacă nu mă înșel eu, Excelsior. Acolo mergeam foarte des și vedeam foarte multe filme în fiecare sâmbătă, pentru că eu fiind un elev foarte bun, nu mi-e jenă să mărturisesc lucrul ăsta, că am fost un elev foarte bun și care n-am creat probleme, așa, îmi vedeam de carte foarte bine. Și atunci eram răsplătit. Și una dintre aceste
recompense, era permisiunea de a mă duce la cinematograf. Sâmbăta la film. Sâmbăta mă duceam, sâmbăta și duminica, sau sâmbăta și duminica, odată și sâmbăta și duminica, mai mult duminica, pentru că pe vremea mea sâmbăta să învăța. Da, corect. Oamenii mea spune, sâmbăta. Și mi se dădeau câțiva lei acolo și mă duceam și vedeam filme de cele mai multe ori singur. Îmi plăcea să mă duc să văd filme. Și am luat contact cu multe filme și românești și din cele străine și o grămadă de filme, da. Și v-a deschis așa o altă lume, o poartă? Nu mi-a deschis nimic. Nu mi-a deschis nimic pentru că mă uitam în prima parte a copilăriei și adolescenței, mă uitam la actul artistic ca un orice spectator. Nu mi-am dorit să fac în mod serios această meserie, cum mulți artiști mărturisesc că au avut acest gând încă din copilărie. Adică mulți spun, încă de copil, vreau. E adevărat că se întâmpla ceva. Când eram eu mai mititel, așa, până încă nu intrasem la școală, ne adunam undeva în fundul unei curți de vis-a-vis. Erau niște curți lungi, așa, cu cascăsuțe și pe partea și pe alta, și în spate de tot, în fundul curții, era un loc viran. În locul ăla viran, oamenii din curtea respectivă își uscau rufele, cearșaful și alte chestii. E, între acele cearșafuri, nici nu mai știu cui a fost ideea căruia dintre copii. Ne adunam foarte serioși, eram foarte serioși, asta țin minte precis, și jucam piese de teatru. Ce înseamnă piese de teatru? Vreau să le prezentăm celor de acasă, să le facem cunoștință cu personajele pe care le-ați interpretat. Cu unele dintre ele. Cu unele din ele, câteva. Facem și noi cunoștință cu ele și revenim. Bun. Tărmuirea supritoare, ipocrite, corupte, trăind prin regalii. Prefăcând înșelătoria, vicleșugul, călcarea jurământului în arta de a guverna. Prefăcând înșelătoria, vicleșugul, călcarea jurământului în arta de a guverna. Disprețuind morala și omenia. Exploatând țara în folosul lor, lăsând-o exploatat în folosul străinilor. Parcă-l văd pe tata în capul mesei. Nimeni nu se așteaptă ca noaptea de-alul nou să fie atacat. Avem prilejul. Și ordon eu să vezi cum poți. Dreptate și frăție. Sunt cumnatul lui Rosetti. Sunt fiul Bișetei. Mă numesc Iordache Despa. Vii de la Viana? Da. Am un mesaj confidențial de la un apropiat mie care lucrează în bănci. Ia loc, te rog, voi fi ostenit. Să-ți dau să bei ceva. Nu, n-am nevoie de nimic. De altfel nici nu trebuie să fiu văzut prin București. Stau ascuns la rude. Am și alte misiuni confidențiale. Dă-i drumul. E în legătură cu ostatice aceea. Ce anume? Domnul Wilensdorf avea misiunea de a pune pe o pistă falsă pe Troianov și pe Foad. Adevăratul împuternicit se numește Pater Fortunatos. Pater Fortunatos? Da. Și intră în București mâine, la ceasurile 10, pe la bariera Prahovei. Domnișoarelor, permiteți-mi să vi-l prezint pe domnul doctor Radu Bejan, pe care conducerea l-a desemnat să vă însoțească în calitate de medic. Alo, alo! Nu se staționează aici! De ce? De când e miliția stăpână și pe trotuare?
Circulă! Hai, circulați! Circulați! Hai, circulați! Mai repede! Sau o să regres pe cuvântul meu. B, R, O, T. Gata, gata! E, se circulă pe aici! Se circulă! Bă, tovarăș! Nu se aude! Hai! Gata, vale! Raiu, mă! Domnule, ce faci? Prea scundă, ai? Că a luat gripa de la porci. Că a luat gripa de la porci. Am impresia că și tu ai luat. Dar de unde știi? Păi mă uit întâi la nas. Am impresia că trebuie să mergi de urgență la București, să te tratezi. Chiar în seara asta. Câteodată simt că îmi fier mințile. Mă simt ca un copil fără mamă. Îmi doresc să nu mă fi născut niciodată. Am revenit așadar și ne povesteați despre primele interacțiuni, da, cu teatrul și cu actoria. Primele manifestări artistice, da. Am povestit despre piesele de teatru dintre cearșafuri și următoarea a fost, cât îmi aduc eu aminte, în curte cu mine mai erau trei familii și una dintre familii avea o fată, Anita se chema. Anita era mai mare cu vreo 4-5 ani ca mine. Deci când eu eram în clasa a întâia sau a doua, ea era 4-5 ani. Și la un moment dat a venit și a cerut permisiunea mamei mele dacă mă poate propune într-o piesă de teatru la școală. Se punea albă zăpada, ca zăpada și 7 pitici. De albă ca zăpada nici nu putea fi vorba. Deci era vorba să candidez pentru unul dintre cei 7 pitici. Mama mea a răspuns afirmativ. Am ajuns să fac parte din acest spectacol și mi-aduc aminte ca acum că ăsta era rolul meu. La un moment dat stăteam în rând cu ceilalți 6 copii, cine ar fi fost ei, așa, stăteam în funduleț și cu bărbi și cu mustăți și cu niște tichiuțe și era unul dintre cei 7 pitici. Spre rușinea mea, nu mai știți care. Nu știu care dintre ei. Așa am început. Vreau să îmi spuneți o amintire cu mama dumneavoastră. E plină toată copilăria mea de amintiri plăcute. Dar, că mama de, e numai una. Dar una care este tragicomică, pentru că asta e ce m-a condus în viață întotdeauna. Ochiul meu foarte dispus să sesizeze tragicomicul din viață. Pentru că asta e viața, îmbinarea dintre tragic și comic. Și întotdeauna am fost atent. Și o linie foarte subțire. Foarte subțire între... Și întotdeauna am fost atent la lucrul ăsta. Lucru pe care l-am mai târziu, am și încercat să îl folosesc în meserie. Întâmplarea tragicomică este că tot așa când aveam vreo 7-8 ani, nu mai știu, în cartier apărea din când în când un om cu un mic faeton și trecea pe la casele oamenilor aducând brânzeturi, lapte, brânză, cașcaval, brânză dulce, brânză serată, nu știu ce. Și venea cu calul lui și eu tot prindeam calul ăla să-l conduc și eu odată. Vreau neapărat să-l conduc și eu odată. Și am zis, nu mă lași pe mine să conduc și eu calul. A fi serios cu asta, nu știu, calul. O dată de 2 ori, de 3 ori, de 18 ori, nu știu ce, cât l-am rugat eu. Și la un moment dat am zis, nu se poate așa, adică nu se poate să nu conduc și eu calul. Îl prind eu odată. Cum să nu conduc eu calul, da? Adică Paris din mine deja se revolta. Și l-am prindit când a intrat într-o curte și m-am suit în faiton, am luat hățurile și dă-i calul a pornit și dă-i pe vitan pe acolo, a? Numai că a trebuit să mă întorc. M-am întors odată cu bine, m-am întors, dar eu vroiam să merg în viteză, nu o joc ușor, ca moșii, cum mergea el. Eu eram strașnic.
concurent. Ce să mai... Dar când am vrut să mă întorc o dată să pun faitonul la loc, din greșeală am tras prea repede de hățuri și o roată s-a urcat pe bordură și de acolo din picioare, semeți cum eram eu, m-a aruncat direct în cap. Pe jos. M-a aruncat, nu știu, o bucată de sârmă m-a jupuit, mi-a luat o bucată de cărne. Mă, nu. Cert e că imediat după aceea, când m-am trezit, am aflat că un camion mare care mergea în spatele meu, care nu știa ce manevre fac eu și că o să fac Bruxelles, sunt credea că o să merg înainte. Când eu am ajuns pe jos, cu chiu, cu vai, camionul ăla a ajuns la o jumătate de metri de capul meu. Adică încă un pic, nu mai aveai cu cine să vorbești acum. Aia, aș vorbi cu altcineva. Bun. Care este legătura cu mama? Cu câțiva ani înainte, fratele meu, mijlociu, deci următorul, avusese un accident îngrozitor, tot acolo, Sorin, care din păcate nu mai e printre noi de vreo niște ani, se juca acolo și un vecin care avea o iapă și care venea acasă și își bătea nevasta, fiica și iapa, venea beat și își bătea nevasta, fiica și iapa. A venit odată așa luat și și-a bătut iapa mai tare decât a trebuit, iapa a sărit gardul și a luat-o de nebună pe Vitan. Nu știu unde avea de gând să ducă, mă rog. Și a nimerit fratele meu sub copitele ei. I-a spart capul, rău de tot, rău de tot. A scăpat pentru că o vecină, o băbuță de acolo dintre vecine, a avut mare inspirație să-i toarne un kilogram de țuică în cap. Și țuica aia se pare că i-a dizolvat toate cheagurile de sânge. Și în felul ăsta nu s-a întâmplat un accident vascular. Problema e că mama venea de la piață, ca orice gospodină, cu niște plase, de la piața Vitan. Și o vecină i-a spus, l-a lovit calul pe Sorin. A venit, a observat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. După un an, doi, trei, nu știu cât, la ce distanță, s-a întâmplat cu mine. Același loc? Da. Aceeași secvență. Distanță de 30-40 de metri între locurile de accident. Mama venea, viața de ea, așa. Tot de la piață, tot cu sacul. Și o vecină i-a spus iarăși, l-a lovit calul pe gelul. Numai mamă să nu fi. Îți dai seama ce a fost în mintea mamei mele. Adică ea a crezut că mi s-a întâmplat același lucru. Și a venit disperată. Eu mă culegeam cu greu de pe jos, de pe acolo. În sfârșit m-am ridicat și mama venea disperată. Când venea spre mine, eu conștient că am făcut ceva rău, adică i-am furat omului faitonul, nu? Am zis să nu mă bați, Și mama săracă a zis, cum vă să te bați, băiat? Mă rog, asta a fost chestia pe care o țin minte aproape de tragicomicul cu mama, că s-a terminat cu bine. A început tragic, dar slavă Domnului. Toată lumea a fost bine în cele din urmă. Vreau să știu, de la piticul din Albă ca Zăpada, totuși, la a da o admitere la actorie. Da. Cum v-a venit gândul acesta? Gândul de a face actorie n-a pornit de la mine. Eu am fost din clasa 8-a, prima zi, clasa 8-a, nu? Să ne așezăm în bănci. M-am uitat, toți coreau niște puștani așa, nu? Am văzut unul așa care părea mai serios, mai în fundul clasă. Vrei să stai cu mine? Da. Acest coleg era întâmplător sau nu, Ștefan Velniciuc. Cum vorbesc copiii la vârsta aia când încep să se cunoască după 14-15 ani, toți încep să întreabă unii pe alții, tu ce vrei să faci, tu ce vrei să... Eu făcusem pian cu un profesor între 7 și 8 ani. Un an de zile făcusem. Atât. După aia, singur prin casă, nu știu ce. Bun. Autodidact. Autodidact. M-a mai învățat fratele meu cel mare, care ulterior a devenit un mare profesor de pian. Ideea de a studia ore și nu era de mine. De învățat, învățam foarte bine. Chiar foarte bine. Am fost premiat tot timpul, premiat numărul 1 până în clasa 7-a. Dintre 8-a 9 am lăsat-o mai moale.
Și ne întrebam unul pe altul, tu ce vrea să faci? Și Veniciuc îmi spune, zice, eu vreau să mă fac actor. De când te-ai gândit asta? De prin clasa a șasea, a șaptea vreau să mă fac. Bun, bun. Pe scurt, el se duce la echipa de teatru a liceului Sfântul Sava, mă duc, îl văd. Bălcescu, piesa Bălcescu. Bun. Avea și el un rol acolo. Bun, foarte bun. În acea piesă Bălcescu, asta am avut, asta în noua, cred că într-a noua se întâmplă. Aceea piesă Bălcescu juca și cineva care întâmplător peste ani va deveni primul ministru al României, Adrian Năstase. Și el avea un rol și era foarte bun și el. Și era cunoscut ca unul dintre băieții foarte inteligenți ai liceului. Și vorbesc eu cu Veliciu și spun, da, ești interesant. Bine, ești bine, ești bine. Dar încă nu aveam niciun gând. În anul mai încolo, nu știu, Veliciu primește un rol principal. Primește rolul principal, mă duc, îl văd, zic, da, ești bine, ești bine. Eu, expert. Da. Ești critic. Bine, ești bine, ești bine. Zic, da, băiatul ăla de lângă tine, zic, nu prea. Slăbuț. Nu zic, prea. Eu zic, eu aș face mai bine ca el. El probabil că a băgat la cap chestia asta și la un moment dat mă pomenesc cu el. Zice, uite, am vorbit cu doamna profesoară de română care se ocupa de echipa de teatru. Vrei să vii? Da, da, eu așa, într-o joacă. Și jucăm Oaspetele din Faptul Sării de Lovinescu. Bun. Văd eu că nu e așa de greu. Nu? E și bine. Am jucat în acel spectacol trei băieți care ulterior aveam să devenim toți trei actori. Adică el, eu și Mugur Arbunescu. Toți am devenit actori și toți intrați din prima. Bun, mai încolo zice, la Casa Studenților, se pregătește o echipă de adolescenți pentru viitorul cerc de teatru studențesc, adică când vom fi studenți oriunde vom fi, să intrăm în cercă. Vrei să vii? Da. M-am dus acolo și ne-au pus să jucăm instructorul de atunci, care fusese un actor foarte bun, Arsene Tadeu se chema, ne-au pus să jucăm Mozart și Salieri, nici mai mult, nici mai puțin, de Pușkin. Bun, jucăm. Pac! De pregătim, nu știu ce, unde să jucăm? Spectacol, unde să-l dăm? Cu spectacol, cu costume împrumutate de la operă? Adică, serios, nu? Așa glum. Care era problema acolo? Problema era că ca vizionomie ar fi trebuit să fim distribuiți Salieri, eu, personajul așa zis negativ, Mozart, luminosul, el, că el era blond cu zulufi și luminos, Mozart. Nu? Și eu, Salieri, ăla, care eram invidios pe succesul lui. Numai că, întâmplător, eu mai știam să mai cânt la pian câte ceva. Și atunci el a spus, păi, joacă tu pe Mozart, că, na, poate mai cânt la ceva la pian. Da. Să creadă lumea că ești muzician. Ca fapt divers, povestesc că în ziua spectacolului, asta am mai povestit-o, dar nu prididez să o povestesc, Veliciuc avea, Salieri avea la început un monolog tenebros și eu trebuia să apar râzând, luminos, tot, mulți ani. În antiteză. Așa. Și să mă așez, se petrecea acțiunea într-o tavernă undeva. Să mă așez la pian și să-i cânt la pian câteva măsuri din Vezi, Doamne, ce composesem eu de curând, eu Mozart. Bun. Și m-am așezat și am început să cânt Mozart. În sală erau și părinții mei. Și familia mea veniseră să vadă capodopera. După aia m-au întrebat, dar când ai învățat tu piesa aia de Mozart? Că nu te-am auzit studiind-o acasă, zic. Dar n-am studiat-o. Eu în mintea mea auzisem, eu la mine s-a ascultat muzică multe, auzisem cam cum sună Mozart. Știam cam cum sună. Și am cântat ceva care semăna cu Mozart. Asta e una la mână. Doi la mână este că atunci când stăteam în culise și așteptam să intru, am crezut că o să mor. Emoțiile atât de mari au fost. Pentru prima dată urma să apar într-o chestie foarte, foarte serioasă pe scenă. În sală toți colegii mei din liceu mă fac de râs. Da. Mamă, tată, frați, chestii. Toată lumea. Și totuși v-ați învins emoțiile. Am crezut că mor. Uite, inima mea era aici. Așa, am zis. Și mă gândeam așa. Ce să fie? O să intru în scenă, o să fac 2-3 pași, o să mă fac de râs. Nu, o să leșin, așa mă gândeam, o să leșin, o
O să vină salvarea, o să sune sirena și o să se termine tot așa cu mine la spital. Asta m-am gândit. Și s-a întâmplat așa. Am intrat în scenă. Nu mi s-a făcut rău deloc, ba din contră. M-am simțit ca la mine acasă. Am râs, parcă râdeam eu. Nu, am vorbit, nu m-am încurcat, n-am bâlbuit nimic. V-ați bucurat. Am cântat la pian, de nici eu nu știu cine cânta. Eu nu știu cine a cântat. Dacă mă punea cineva să repet chestia aia... Nu vă mai ieșea. Nu mă știu. Nu mă știam să fac chestia asta. Și până după ce s-a terminat toată nebunia asta, succes mare, nu știu ce, am zis, doamne... Parcă aș putea să fac lucrul ăsta. Nu e așa de greu. Nu e așa. Trebuie care, Velniciuc la un moment dat îmi spune, băi, zice, există un actor celebru la noi, unul Petre Gheorghiu, care pregătește pentru institut. Vrei să mergem la el? Și eu zic, nu. Bun. Mă duc la mama, la tata. Zic, uite, așa, să mă pregătesc pentru facultatea de teatru. Atunci ei mi-au spus o chestie pe care n-am să o uit toată viața mea, de un simț desăvârșit. A spus, mă, îți te faci actor? Da. Te simți în stare să faci așa ceva? Gândește-te serios. Nu e așa ușor cum pare la prima vedere. Te simți în stare să faci și să faci bine? M-a șocat întrebarea lor. M-am gândit la ultimii 2 ani ce făcuse unul și am zis da, cred că da, cred că pot să fac bine. Deci, bine, atunci noi te susținem. Și m-am dus la Petică Gheorghiu, m-am pregătit niciun an de zile, nu știu, vreo 6-7 luni, 8 luni. Și am dat examen și am luat-o prima și am intrat și uite așa, deci în ziua de astăzi, că m-am întâlnit cu Velniciuc zilele astea, că jucam împreună într-un spectacol de curând și am spus, Velniciuc, o să mor și n-am să știu dacă să-ți mulțumesc sau să te înjur că am făcut meseria asta. Exact. Vreau să știu ce profesor de an ați avut. Santamanu, regizoare minunată și o profesoară formidabilă cu care începând din anul 2 am avut o relație superbă. Și care e cel mai important lucru pe care l-ați învățat în facultate și care avea să vă fie de folos ani mai târziu? Nu știu să răspund la întrebarea asta. La întrebarea asta mă tem să nu ieșez într-un răspuns convențional. Știi? Adică să dea frumos așa. Am învățat multe în facultate. În primul rând am învățat un lucru. Eu eram considerat printre cei buni, mă numesc așa. Și la un moment dat, la actorie, nu vorbesc la celelalte materii, la actorie am avut tot timpul în facultate 10 la tot. Numai o dată în anul 2, am primit 9. Și când s-au anunțat în notele, eu am simțit, când a zis Santamanu 9, am simțit așa ceva. Ficat în inimă. Un pumnal. Da. Și mi-a spus Santamanu foarte clar. Zice, cu mențiunea din partea catedrei de vorbire, mi-a spus, pentru neglijența în vorbire. Uh-huh. Zice, dincolo de calitățile artistice, dar pentru neglijența în vorbire, ți s-a scăzut nota. Asta apropo de ce am învățat în institut. A fost foarte bine că mi s-a întâmplat lucrul ăsta și că am fost amendat în felul ăsta pentru că am acordat atenție chestia asta și din fericire sper că începând de atunci, adică la scurt timp după aia, n-am mai avut niciodată probleme de genul ăsta. Pentru că sunt două condiții esențiale pentru meseria asta. Să vorbești în așa fel încât să înțeleagă toată lumea din sală tot ce spui, orice cuvințel, cât de mic. Asta? Și să știi textul perfect. Restul? Pe urmă vorbim despre celălalt. Ați debutat în film în 78 în Vis de Ianuarie, care a fost un succes, urmat de Labirintul și Înghițitorul de Săbi. Vreau să știu cum au fost aceste prime ciocniri cu lumea filmului. Ce vi s-a părut aparte față de teatru? Că cu teatru erați obișnuit, iată, din liceu. Apropo de teatru, fac tot așa o mică acoladă. Am început printr-o perioadă de grație, zic eu, o perioadă de 3 ani de stat la Piatra Neamț, atât din Erță de Piatra Neamț, că pe vremea aia era într-o stare foarte bună, mergea foarte bine.
Și ați făcut acolo niște roluri extraordinare și multe. Ați jucat mult acolo. Da, da. Am jucat mult și principal. Adică multe și principale. Foarte multe, într-o trupă senzațională. Am fost printre cei mai frumoși ani din viața mea. În cei trei ani de la... Și după aia am venit la București. Mă cunoscusem deja cu Nicolae Oprițescu încă de la terminarea facultății, regizorul de film, și câțiva ani în șir, Oprițescu tot scria scenarii care îi se respingeau și în toate scenariile alea, întâmplător sau nu, din câte spunea el, rolul principal trebuia să fie jucat de mine, trebuia să joc eu. Numai că el fiind un tip mai virulent așa și avea tot timpul ceva de spus de sub împotriva regimului, câte o chestie băga... Strâmbe, un fitil? Băga fitile, cum se spune. Da. Aia nu erau proști, că nu de prostie poți să-i acuzi pe aia dinainte, ci de odioșenie. Erau odioși, dar nu erau de tâmpiți. Și se tot respingeau, se tot respingeau. Și în sfârșit s-a aprobat scenariul ăsta și am jucat cu el. Am apucat să jucăm cu el. El după aia a mai făcut un film în care nu m-am nimerit să fiu, un film foarte interesant, Sezonul pescărușilor, și urma să mai avem niște proiecte împreună. Numai că el așa a ales, s-a căsătorit cu o franțuzoică și a plecat din țară. Și s-a întors niște ani după Revoluție, la niște ani, nu știu câți ani, nu mai țin minte exact acum câți ani, și uite că până în ziua de azi, n-am mai reușit să mai facă. Ați avut șansa să lucrați cu cei mai titrați regizori ai vremii. De la Alexa Visarion, Lucian Pintilie, Sergiu Nicolaescu. Vreau să știu, din punctul dumneavoastră de vedere, ce calități trebuie să aibă un regizor pentru a fi cu adevărat bun? Asta e o întrebare dificilă, pentru că mi-e greu să mă erijez eu în... analistul... De asta am zis, din punctul dumneavoastră de vedere. Ce aveți dumneavoastră nevoie de la un regizor? Eu am nevoie, ca și mulți alții, de un regizor, în primul rând, care să mă lămurească pe deplin, dar absolut pe deplin, ce joc. Știi, există o vorbă între actori, unde suntem, ce jucăm. Eu vreau să știu întotdeauna asta, unde suntem, ce jucăm. Și din cauza asta, probabil că de multe ori devin antipatic, pentru că uneori mă surprind și eu pe mine însumi, până mai multe întrebări decât e cazul. Adică și de multe ori agasează chestia asta și de multe ori mă înfrânez și încerc să-mi răspund singur la niște întrebări. Dar nu m-a liniștit niciodată lucrul ăsta, drumul cel mai simplu către realizarea unui rol și a unui spectacol. Adică sunt convins că fiecare lucru, meseria noastră, poate fi făcut în foarte multe feluri. În foarte multe feluri. Și asta m-a obsedat toată viața mea. Și întotdeauna mi-am pus întrebări dacă felul pe care l-am ales eu împreună cu regizorul e cel mai bun cu care să servim povestea respectivă către public. Și asta m-a frământat tot timpul. Și e drept că nu sunt genul care să spună nu-mi pasă ce spune lumea. Nu sunt așa. Eu cred că mulți bravează când spun lucrul ăsta. Adică, știi, fac eu ce fac, ce știu eu ce fac și nu mă interesează ce spune. Ba, mă interesează ce spune lumea, pentru că pentru lume fac. Altfel stăteam acasă și recitam în fața oglinzii. Dacă mă interesează dacă eu joc în fața ta și ție ți-a plăcut sau nu, sau ești de acord sau nu ești de acord cu felul în care am tratat eu personajul pe care îl joc. Da, am avut norocul să joc cu regizori importanți, unii cu mai multă răbdare, unii cu mai puțină răbdare, unii mai buni, unii mai... Nu chiar atât de buni, sau nu știu dacă nu chiar atât de buni, dar nu chiar atât de detailiști, ca să zic așa, cum ar fi pe gustul meu. Cu mai puțină răbdare. Da, cu mai puțină răbdare. Cei care m-au scormonit întotdeauna, care m-au scormonit și m-au pus să sapă în mine, mi-au oferit cele mai mari satisfacții. Știi că viața fiecărui om, în funcție de drumul pe care îl apucă în viață, este ghidată de niște piloni. În viața fiecărui om sunt niște piloni. În funcție de ce vrei să faci. Cum ar fi Veliciuc,
Dacă nu era el, nu se întâmpla. Dacă nu era Petre Gheorghiu, poate nu intram. Dacă nu era Sandamanu, care să lucreze la niște chestii la mine, să-mi dea încredere, poate nu eram așa. Dacă nu era teatru din Piatra Neamț, poate nu mă dezvoltam așa. Au fost oamenii potriviți dezvoltam. La și locul câțiva potrivit. Regizori cu care am luat. Bun. Unul dintre cei mai importanți, fără să le știrbesc meritele altora, era Tocilescu, Alexandru Tocilescu. E, cu totul întâmplător, la un moment dat, eu actor fiind, deci după ce am venit din Piatra Neamț, am devenit actor de Giules și care Giules s-a transformat în Odeon. Ceea ce am rămas toată viața până la pensie. Ca actor angajat. E, la un moment dat, cu totul întâmplător, n-are rost să mai povestesc cum, prin ce concurs de împrejurări, el împreună cu Mihăiță s-au gândit și nu știu ce, chiar și cu Iencec, care i-a făcut, a fost secund la piesa de care vreau să vorbesc acum, m-au chemat să fac un rol în Casa Zoicăi de la Teatru de Comedie, rol superb. El spunea, Toca spunea, care era unul dintre boievii teatrului românesc, zice, dacă ar fi să joc eu ca actor un rol în piesa asta, pe ăsta l-a jucat, pe ăsta care îl țin de... Care întâmplător, rolul ăsta, Contele Obolianinov, era un fel de alter ego al autorului, al lui Bulgakov. Acest spectacol care a intervenit destul de greu în viață, destul de târziu după gustul meu în viața mea, adică a venit la mine în an, acum vreo 12 ani, când deja aveam o vârstă și o carieră. Nu că n-aș fi făcut anumite chestii și până acolo, dar rolul ăsta, vezi, în când vorbesc nu vreau să dau senzația că emit judecăți de valoare absolute și că eu știu adevărul despre... Am spus și o părere, nu știu ce. Dar în meseria noastră, cum bine știi, dincolo de talentul pe care l-ai sau nu l-ai, în mai mică sau în mai mare măsură, hotărătoare sunt conjuncturile. Regizorul care se cadă cu ochii pe tine, regizorul care în momentul ăla se gândește la o piesă, la un rol și te gândește că rolul ăla ți-ar fi potrivit ție, că ți-ar fi și ți-l și încredințează și lucrează cu tine, partenerii cu care joci, care dau o strălucire sau nu actului artistic în care te afli atunci. Deci sunt o mulțime de elemente care fac ca un spectacol de teatru să fie mai mult sau mai puțin strălucitor. El se pare că acest spectacol, Casa Zoicăi, așa cum știi că spunem noi, s-a întâmplat că la acest spectacol a coborât îngerul și pentru că acolo s-a întâmplat să se unească și la asta și la altul pe care am jucat, în care nu avem un rol chiar așa de important ca aici, dar mare spectacol și ăla. E vorba de Richard al III-lea de la Odeon. În momente în care a coborât îngerul, adică în care textul, regia, muzica, decorul, costumele erau la cea mai înaltă înălțime, distribuția. Totul era la cea mai înaltă, nu era o hibă nicăieri. Și așa a și fost servit publicului spectacolului, ca un act artistic perfect realizat. De altfel, mi-e genă că trebuie să spun asta, cu am avut șansa și fericirea să fiu nominalizat cu rolul ăsta în anul acela, în 2010, că se judecau spectacole din 2009, cu rolul ăsta la Uniter. Da. Nu l-am luat. Dar a fost nominalizat. Dar a fost nominalizat. Voiam să vă întreb, dacă ar fi să alegeți un rol, pe acesta l-ați alege, care a modificat ceva, care a ar semnat... Ar fi unul dintre cele pe care le-aș alege. Ceva pentru dumneavoastră. Nu pot să aleg un rol. Eu mai am câteva roluri dragi de tot în viața mea. Și aș spune acum doar câteva, pentru că mi-e greu să spun din cele aproximativ 60-65 de roluri pe care le-am jucat. În spectacolul Frații Karamazov, fost de... un regizor de la Chișinău cu școală de regie foarte serioasă rusească, de aia de cea mai bună calitate, Frații Karamazov, în care, în piesa Frații Karamazov al lui Dostoevski, el a inclus vestita novela lui Dostoevski, Marele Inchizitor. Și acea novelă, Marele Inchizitor, el a împărțit-o în patru
patru porțiuni și care erau copertele acestui spectacol, adică începutul, sfârșitul părții a întâia, începutul părții a doua și finalul spectacolului. A treia caravelă de Iosif Naghiu, în regia, lui Mărescu, un rol de Iareșcu care m-a îmbălăcit așa și mi-a plăcut foarte mult, a fost în Cartofi prăjiți cu orice, de Wesker, în regia lui Alice Bard, nu? Și au mai fost câteva, și acum, în ultimii ani, din fericire, acum, într-o perioadă în care mulți dintre noi se mai lasă din vari motive, Dumnezeu mi-a ajutat și sper să mă ajute în continuare să mă aflu încă în niște spectacole care îmi fac o mare bucurie. Apropo de regizori, important, chiar mă desfășor încă două spectacole ale lui Andrei Șerban, unul la Odeon și unul la Teatrul Un Teatru. E vorba despre Soldatul de Ciocolată de Bernard Shaw la Odeon și la Un Teatru joc Plescărușu. Și am jucat până de curând într-o minune de piesă de Sam Shepard care se cheamă Vârstele Lunii, care din motive pe care nu vreau să le mai explic, nu din cauza mea, nu se mai poate juca un text minunat, o piesă minunată pe care și-o dorește orice actor de vârsta noastră să o joace. Am jucat-o câțiva ani buni și am umblat și cu ea prin țară. Și mai sunt vreo două, trei spectacole care produc mare bucurie când le joc. Și așteptăm pe cei de acasă să vină la teatru, să caute spectacolele în care jucați. Să vină. Ne apropiem de final. Vreau să știu ce regrete aveți. Am regrete, da, am regrete, clar. Nu pot să spun că n-am regrete. Nu credeți în... Je ne regrette rien. Nu. Am regrete, am avut toată viața. Am regrete că dintr-un motiv și altul, sau altul, motive pe care... aș putea să le explic, dar n-ar mai lua încă o emisiune, două, trei, ca să explic motivele. N-am jucat atât cât aș fi putut să joc. Adică n-am făcut atât de mult cât aș fi putut să fac. Există explicații, dar știi cum e? Pe public nu-l interesează explicația. Evident. Ci faptele. Publicul vrea să te vadă, concret. Să te placă sau să nu te placă, de ce sau cum ai ajuns acolo. Publicul nu e interesat de lucrul ăsta. Vreau un gând pentru un tânăr actor. Îmi spuneați că poate aveți ceva în dumneavoastră de profesor, de actorie, că ați fi putut să faceți lucrul ăsta. Da, și vreau să vă gândiți că un actor se uită la dumneavoastră și vreau să-i dați un gând, un tânăr actor care vrea să înceapă această frumoasă meserie. Da, ce i-ați spune? I-a spune, cum să spun, gândindu-mă la propria mea experiență artistică. Dacă ar fi să vorbesc cu cineva. Da, aș fi putut să fiu un bun pedagog. Mi s-a spus de multe ori și nu știu ce numai. La oameni care au asistat, vorbind cu tineri despre cum trebuie făcut cu tare sau cu tare lucru. Dar am avut lipsă, o calitate absolut necesară. Dar ca lipsă, răbdarea. Un pedagog fără răbdare nu există. Nu există un pedagog cu răbdare. Așa. Mi-a lipsit asta răbdare. Și mesajul? E mesajul către orice tânăr actor este să lupte. Eu n-am fost un luptător. Dar fără luptă e greu să reușești în meseria asta noastră. Nu vine nimeni să te caute, să-ți caute numărul de telefon, să-ți caute adresa de mail. Unde e ăla? Căutați-l. Nu. Deci trebuie să dea din coate. Trebuie să te arăți tot timpul. Trebuie să te arăți, să ai un bagaj de materiale artistice în tine pe care să le poți prezenta oricând, de diferite genuri și de diferite... Să ai o pregătire fizică respectabilă, bună. Mă refer la cei care trebuie să facă film mai anând. Hai să ne comparăm puțin cu actorii americani, care sunt cel mai, nu știu ce, să-i vedem cum arată ei și cum arată ai noștri, adică ce performanțe fizice facă ea și la noi e cam cu scârțiel. Sunt și la noi câțiva, dar prea puțini care fac lucrul ăsta. Și de-aia spun, ei trebuie să se prezinte tot timpul, să se autoprezinte în permanență, să nu înceteze, să se autoprezinte, să se lupte. Vorba aia te dă afară pe ușă să intri pe geam,
E foarte bună. E foarte bună. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Sunt sigură că toate cuvintele dumneavoastră au ajuns acolo unde trebuie. Pe dumneavoastră vă anunț că emisiunea despre filme intră într-o mică pauză, din motive evidente. Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul și atenția dumneavoastră și le mulțumesc și colegilor mei pe care dumneavoastră nu-i vedeți, care se află în spatele camerelor și fără de care despre filme nu ar fi posibil. Ne revedem din toamnă cu multe, multe surprize. Vă mulțumesc, o seară minunată!